Este o deosebită plăcere să vă avem alături cu această ocazie specială în care ne vom bucura de calitățile interpretative excepționale ale laureaților acestui prestigios concurs. Astăzi suntem onorați să vă prezentăm un concert extraordinar susținut de tineri artiști care și-au demonstrat maestria și pasiunea pentru muzică. Fiecare interpretare va fi o călătorie emoționantă și plină de frumusețe oferită de cei mai talentați și promițători muzicieni ai generației lor. Compozitorul Dimitri Șostakovici a afirmat despre Mozart că este tinerețea muzicii, mugurele veșnic tânăr ce aduce omenirii bucuria înnoirii primăvăratice. Cu pasiune, perseverență și muncă asiduă, elevi din clasele 7-12 de la Liceul de Arte Bălașa Doamna Târgoviște, care alcătuiesc Orchestra Concertino, condusă de doamna profesoară Oana Roxana Preda, bucură de fiecare dată spectatorii cu tinerețea și energia lor. Ei se consideră un grup omogen de muzicieni care împărtășesc aceleași idei muzicale. Membrii orchestrei sunt încurajați să-și exprime propriile personalități, rezultatul reflectându-se în multitudinea activităților susținute atât în cadrul liceului, cât și în centrele de cultură din județ. Astăzi, aceștia ne vor încânta cu sinfonia numărul 32, în sol major, de Wolfgang Amadeus Mozart. Thank you.
Într-o armonie desăvârșită, corul și orchestra Liceului de Arte Bălașa Doamna Intercoviște au ales să se unească sub cerul muzicii, aducând în fața dumneavoastră un moment deosebit. Împreună, sub bacheta dirijorului profesor universitar Dr. Florin Emil Nicolae Badea, vor da viață unor opere clasice și contemporane. Vă invităm să ascultați Ave Verum de Wolfgang Amadeus Mozart și Gloria de Sabin Căuța. Două lucrări ce trasează granițele timpului și exprimă profunzimea și frumusețea artei muzicale. Fie ca această interpretare să vă inspire și să vă umple sufletele de emoții, iar fiecare notă să fie o călătorie în lumea sublimă a sunetelor. Cu inimile deschise, să primim împreună corul și orchestra Liceului de Arte Bălașa Doamna. Thank you.
Corul al Liceului de Arte Bălașa Doamna Intermoviște se bucură de o bogată și importantă activitate, evoluând de fiecare dată cu multă dăruire în concertele organizate de instituția noastră, în colaborare cu Primăria Municipiului Târgoviște, Centrul Județean de Cultură Dâmbovița sau un centru organizat în alte localități precum Ploiești, Pitești, Găiești, Pucioasa, București, în cadrul parteneriatelor școlare. Corul Cantabile a participat la 3 ediții naționale ale Olimpiadei Corale, iar în palmaresul acesteia regăsim 2 premii 2 și un premiul 3, cea mai recentă participare fiind în anul 2023. Ansamblul coral, dirijat de domnul profesor universitar dr. Florin Emil Nicolae Badea, va prezenta următoarele lucrări muzicale: Săr Mândra, Săr Draga, de Sabin Păuțea și Uvertura Wilhelm Tell, de Giachino Rossini. Și o mică completare. Corul liceului este de 3 ori laureat al Olimpiadei Naționale, cu premiul 1, absolut, așa, de 2 ori cu premiul 2 și o dată pregătări. Thank you.
pam tararam pam pam tararam pam pam. Vasile George Matei este elev în clasa 6 la Liceul de Arte Balașa Doamna, unde studiază percuția sub îndrumarea domnului profesor Rareș Hoțescu. De când se știe, muzica a fost o parte integrantă a vieții lui, iar percuția a fost cea care l-a captivat cu ritmurile sale vibrante și posibilitățile infinite de exprimare. Fiecare bătaie este o poveste în sine, iar el este nerăbdător să împărtășească aceste povești cu noi. Astăzi se va interpreta Tribal Cat Chatter de Gerald H. Hesley. Thank you.
Ștefan Cristian Amaranti este elev în clasa a 6-a la Colegiul Național de Arte din Ulipati, din București, la clasa de vioară a doamnei profesoare Magdalena Ursu. Talentul, puterea de muncă, ambiția sunt calități fără de care nu se poate obține succes ca un tânăr violonist. Ștefan Cristian Amaranti a dovedit că le are din plin. Dovada acestor calități și a pregătirii de înaltă ținută de care beneficiază stau în enumeratele premii obținute de-a lungul celor 6 ani de când studiază vioara. Merită amintite: premiul întâi la concursul național Emanuel Enescu, premiul întâi la concursul internațional Paul Constantinescu, premiul întâi la concursul național Ion Dumitrescu, premiul întâi la concursul național Tudor Dumitrescu și multe altele. Desigur, un premiu demn de menționat este trofeul Mozart, obținut la concursul național Wolfgang Amadeus Mozart, câștigat la numai 12 ani. De asemenea, în palmaresul tânărului violonist s-au adăugat 2 premii întâi la Olimpiada Națională de Interpretare. Experiența lui ca violonist nu s-a format numai în concursuri, ci și în multe recitaluri și participări ca membru în orchestra junior, dar și ca solist alături de orchestra de tinere din Ulipati. Astăzi va interpreta Tarantela de Henry Vieuxtemps. Thank you.
Alexandru Dumitru este elev în clasa 10-a la Colegiul Național de Muzică George Enescu și studiază pianul sub îndrumarea doamnei profesoare Gabriela Enescu. A obținut numeroase premii la competiții precum Festivalul Concurs Bunului Patii, premiul 1, Concursul Paul Constantinescu, premiul 1, premiul Nica Dumitrescu, premiul Paul Constantinescu, Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală, premiul al 2-lea, Concursul Argesi Sart, premiul 1, Concursul Wolfgang Amadeus Mozart, Trofeul Mozart 2023, Festivalul Concurs George Enescu, premiul 1, Concursul Rada Urbeanu, premiul 1. Alexandru a participat la cursuri de maestrie susținute de pianistul Florian Mitre. Astăzi va interpreta sonata în la minor, partea 1, de Wolfgang Amadeus Mozart și Allegro din Carnaval, de Robert Schumann. Thank you.
prezentă la acestui concert, vă invităm să vă bucurați de o interpretare specială oferită de două tinere artiste de excepție. Sara Borbuță, tânără pianistă talentată, și Alexia Vulpe, o virtuoză a viorii, vor interpreta sonata pentru pian și vioară opus 2, numărul 1, de George Enescu. Sara Bărbuță este elev în clasa a 12-a la Liceul de Arte Bălașa Doamnă și studiază pianul sub îndrumarea domnului profesor George Rizea. Este laureată a numeroase competiții naționale și internaționale, în ultimii ani obținând premii la concursurile internaționale Sabin Păuța de la Reșița, Craiova Piano și Constanța International Piano Competition for Young Pianists, concursurile naționale Paul Constantinescu, Propiano și George Georgescu. În anul 2022 a obținut trofeul concursului Wolfgang Amadeus Mozart la secțiunea pian, iar în anul 2023 la secțiunea muzică de cameră, în același an obținând și trofeul concursului Carl Czerny. A participat la cursuri de maestrie cu pianiștii Peter Donohoe și Alexander Schimpf. Alexia Vulpe este studentă în anul întâi la Facultatea de Interpretare Muzicală din București și studiază vioara sub îndrumarea doamnei profesor lector universitar doctor Raluca Stratulat. Este absolventă a Liceului de Arte Bălașa Doamnă, unde a fost introdusă în lumea viorii de către doamna profesoară Marina Țăran, urmă să studieze în anii de liceu sub îndrumarea profesorilor Ioan Andreea Mihai Hrior și Justin Gropescu. A obținut numeroase premii la concurse și olimpiade. Precum Paul Polidor, Mozart, George Enescu, Tinere Talente și Marele Premiu Iosif Saba. Sunteți invitați să vă relaxați și să vă bucurați de frumusețea și emoția interpretării lor înainte de a încheia acest eveniment aparte. Thank you.
Acesta a fost concertul care încheie concursul Mozart, un concurs care sperăm să crească în anii următori mai mult decât a crescut până acum, fiindcă, deși a crescut foarte mult, este cu siguranță loc de mult mai mult. Încă o dată mulțumim tuturor celor care s-au implicat în organizare și aici vorbesc despre personalul școlii, despre elevii voluntari, despre parteneri, sponsori, despre profesorii care au pregătit pe elevi, despre membrii juriului și sper că n-am omis pe nimeni. Trebuie să amintesc neapărat o categorie de persoane pe care de obicei nu le amintim, personalul nedidactic și auxiliar, care sunt parte extrem de importantă acest eveniment. Și bineînțeles că vă mulțumim și dumneavoastră celor care astăzi ați fost prezenți aici, fiindcă acest eveniment v-a fost dedicat dumneavoastră. Încă o dată vă mulțumim și vă așteptăm și în anii următori să fiți parte a ceea ce înseamnă comunitatea acestui liceu.